Următorul pas după trierea echipamentelor conform schiței de implementare și a confirmării de comandă se trece la instalarea propriu-zisă. După cum puteți vedea, aici avem un back-office clasic, compus dintr-un monitor, imprimată de documente, mouse-ul, tastatura, scannerul pentru codurile de bare, necesar pentru recepție, iar în partea de jos se poate vedea serverul și UPS-ul care este necesar pentru protecția calculatorului în cazul unei căderi de tensiune. Se poate observa aspectul îngrijit de instalare, adică toate cablurile trebuie prinse cu șoricei, prinse cât mai bine să nu poată fi scoase sau smulse, să nu avem probleme de acest sens. Orice întrerupere a serverului înseamnă închiderea magazinului și atunci și clientul va avea probleme. După instalarea propriu-zisă, se trece la verificarea echipamentelor și anume, se pornește UPS-ul în prima fază, după care pornim calculatorul și monitorul. Vedem că toate funcționează, programul SmartCash s-a deschis, o să facem acum o verificare la scanner, să vedem dacă și scannerul funcționează. Este ok, după cum vedeți, este în regulă cu scannerul, deci se poate face recepții sau se poate căuta în catalogul de produse. Ce mai avem de testat este imprimanta de documente. O să încercăm să tipărim un NIR, să vedem dacă și aceasta este setată și funcționează. Alegem un NIR, îl adăugăm la listare și îl tipărim. Așteptăm câteva secunde. Este ok, a pornit imprimanta. Deci, ne-a scos și NIR-ul nostru care l-am dat la test. Înseamnă că totul este ok. Deci avem un sistem de back-office funcțional 100%.